La ora 21, când s-au închis secțiile de votare, liderii Alianței Creștin-Liberale erau adunați la sediul Partidului Național Liberal. Nu se așteptau ca fostul primar al Sibiului să fie pe primul loc, însă s-au declarat extrem de mulțumiți de procentele adunate de Klaus Iohannis. Dreapta a câștigat clar alegerile acum. Domnul Klaus Iohannis a obținut un scor așa cum noi îl așteptam, numai propaganda PSD îl dădea permanent sub 30. Domnul Iohannis a obținut un procent de 32 și care sperăm doar să crească cu votanții dintre ora 19 și ora 21. Dar premiera la care mă refer este faptul că pe urban au ieșit mai mulți votanți la alegeri decât în mediul rural. Și asta îmi întărește convingerea că rezultatele pe care le-am văzut împreună sunt cele adevărate. La sediul PSD domnea aceeași atmosferă de mulțumire. Liderul social-democraților ieșeni a mulțumit tuturor celor care l-au votat pe Victor Ponta. Este încrezător în rezultatul din turul 2 și crede că Victor Ponta va fi viitorul președinte al României. Vreau să mulțumesc în mod special simpatizanților, alegătorilor lui Victor Ponta, pentru că, într-adevăr, dânsii înțeleg foarte bine că trebuie să schimbăm un regim și că vrem să avem o Românie, într-adevăr, puternică, pe care el a deschis-o deja în Europa, și să avem o guvernare foarte bună pentru următoarea ani de zile. Sigur că este o victorie de etapă. Era previzibilă, o știm, o să așteptăm să vedem numărătoarea voturilor, după aceea o să-și tragem concluzii necesare. Important este că ne pregătim de turul 2, trebuie să ne mobilizăm foarte atent, pentru că va fi un tur 2 foarte dificil. Sper tot în continuare și cred total că Victor Ponta va câștiga președinția României, pentru că România are nevoie de Victor Ponta la această oră. Turul 2 de scrutin va avea loc pe 16 noiembrie. Câștigător va fi declarat candidatul care va obține 50% plus 1 din numărul de voturi valabile exprimate.